Alo? Vă salut, domnul Brega Oleg, Da, corect? da. Ionescu Daniel, este numele meu, de la Poliția Locală a sectorului 3. Spuneți-mi, sunteți bine? Sunteți acasă? Sunt Din bine, sunt documentul? acasă, da. Da. Știți că astăzi este ultima zi. Da, și stau până la capăt. Atunci, de mâine puteți ieși cu remisie de locuri. Da. Toate mulțumesc și la revedere. Mulțumesc. La revedere. Azi n-au mai venit la ușă, la geam. S-au mulțumit să mă sune. Dar m-au întrebat dacă-s bine și mi-au urat sănătate multă. Bun. Se încheie carantina mea. E foarte posibil să vină să mă verifice și seara, să convingă că n-am plecat înainte de termen. Chiar mă așteptam că și ieri, în penultima zi, o să mă verifice de două ori pe zi. Pentru că la început mă verifica o dată la două zile, tot așa la ușă, prima dată că nu puteau să mă găsească la telefon. După care veneau la geam din mașină și mă sunau. Dar o dată la două zile. În ultimele 3 zile, 3-4 zile de carantină, mă sunau zilnic. Și mă așteptam că în ultima sau în ultimele două zile o să mă sune de două ori pe zi, o să mă verifice. Ieri au început la 9 dimineața, seara n-au mai sunat, ei poate vin și se uită, eu știu, să vadă dacă nu mă plimb, dacă arde lumina în geam și ceva de felul ăsta. Dar nu mă sună. Și mă aștept că azi, dacă m-au sunat, ce oră e acum? 10 jumate. Mă aștept că până în seară să vină să mai verifice odată, dacă nu treșez. Dacă n-am ieșit din carantină înainte de timp. Că azi e ultima a 14-a zi. Carantinat preventiv pentru că vin la București de Republica Moldova, zona portocalie sau chiar roșie. Între timp și România, București, de exemplu, a devenit zona roșie. Dar e foarte bine că există așa proceduri, e foarte bine că poliția verifică. Pentru că altfel oamenii au tendința să nu respecte, să nu poarte masca, să nu stea în carantină, se adună la zile de naștere, mormântări, petreceri, sindrofii, 8 martie, găsesc ocazii. Oamenii cu frică și fără frică de Dumnezeu sunt cam certați cu logica și cu responsabilitatea. Și e foarte bine că poliția verifică, am auzit că și în Republica Moldova au început să verifice pe cei care se află în carantină. În felul ăsta putem să oprim pandemia și cu vaccinare și cu verificare, ca să nu trebuiască să stăm închiși în casă cum am stat anul trecut două luni, cu toții. Ca să nu trebuiască asta, cei care călătoresc, cei care riscă, cei care au intrat în contact direct cu vreo persoană infectată, trebuie să stăm izolați, izolate. Sănătate!